Polițiștii de la combaterea criminalității organizate Olt și procurorii de ICOT BT Olt cercetează doi bărbați din Caracal pentru trafic de minori. Cei doi au fost reținuți și ulterior arestați preventiv. Bărbații au vârsta de 42 și respectiv 28 de ani, ambii din municipiul Caracal. În fapt, bărbatul de 28 de ani este bănuit că în cursul lunii septembrie 2017 ar fi recrutat o minoră de 15 ani, pe care ar fi transportat-o în Spania și ar fi exploatat-o sexual prin obligarea la practicarea prostituției până luna ianuarie 2018. Celălalt bărbat este bănuit că în cursul lunii ianuarie 2018 ar fi recrutat-o pe aceeași minoră cu intenția de a o exploata sexual în municipiul Caracal, județul Olt. Pe numele celor doi a fost emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat tarifele de referință pentru polițele auto obligatorii potrivit unui comunicat al instituției de reglementare. Șoferii sub 30 de ani cu mașini puternice cu motor de 2500 capacitate cilindrică sau mai mult vor plăti cel puțin 2739 de lei pe an pe asigurarea obligatorie. Pentru mașinile cu motor între 1600 și 2000 capacitate cilindrică, asigurarea RCA variază între 698 lei și 1180. Șoferii cu mașini cu capacitate cilindrică sub 1600 vor plăti cel mult 1065 lei, dar pot scăpa și cu 530 de lei dacă au vârsta peste 60 de ani. Tarifele de referință au fost calculate potrivit prevederilor legale de o companie în funcție de categoriile de vehicule, de tipul asiguratului, de vârsta asiguraților în cazul persoanelor fizice, precum și de caracteristicile tehnice ale autoturismelor. Dacă angajatorul nu a mărit salariul brut, mamele vor primi mai puțin bani lunar de la stat. Concret, o femeie care are un salariu net de 2500 de lei ar primi în mod normal o indemnizație de 2125 de lei. După revoluția fiscală, dacă firma nu a mărit salariul brut, indemnizația va fi mai mică cu 351 de lei, adică o mămică va primi 1774 de lei. Aceasta nu este prima oară când guvernul umblă la indemnizațiile pentru mame. În august 2017 a fost adoptată o ordonanță care prevede că valoarea maximă a acestor indemnizații nu poate depăși și 8500 de lei lunar. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv, dar indicele ROBOR la 6 luni a crescut la 2,42%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcție de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei. Vineri, indicele a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv. Acesta este cel mai mare nivel din 27 decembrie 2017, când a atins pragul de 2,10%. Peste 2,5 milioane de români se află în prezent în străinătate, majoritatea cu vârste cuprinse între 25 și 39 de ani, arată datele monitorului social. Regiunile din care au emigrat cei mai mulți români în 2017 sunt Moldova, Dobrogea și Ardealul. Sărăcia și factorii economico-sociali sunt principalele motive pentru care populația activă decide să părăsească România. Concret, 17,7% din moldoveni au luat decizia de a pleca, pe locul 2 fiind românii din Dobrogea cu 14,4%. Pe locul 3 se situează ardeleni. Mai precis, 11,4% din cei aflați în Ardeal au emigrat. La polul opus se situează capitala, unde doar 8,9% din cetățeni cu domiciliu stabil au luat hotărârea să plece peste hotare. Românii care au decis să plece au fost cu precădere din mediul urban. 15,9% au decis să plece, în timp ce doar 6,1% din cei aflați la sate au luat o decizie similară.